Președintele PMP, Traian Băsescu, îi invită pe băsiști la urne pe 5 iunie. Fostul președinte al României îi îndeamnă pe susținătorii săi să pună ștampila de vot pe candidații PMP. Traian Băsescu s-a referit în special la Marian Andronache, candidatul partidului la primăria Suceava, și la Bogdan Codreanu, cel care ocupă primul loc pe lista PMP la Consiliul Județean. Sigur, este foarte greu să te bați cu lungul la Suceava. Dar la fel se spunea și despre mine în București, în anul 2000, când PD-ul avea 4% la București, se spunea că e foarte greu să te bați cu PSD-ul. S-a demonstrat că n-a fost imposibil, chiar dacă a fost foarte greu. Și mi-aduc aminte cât de dezamăgit a fost PSD-ul că a pierdut primăria capitalei în 2000, când pur și simplu nu le venea să crească.